Sunt în Suedia, venit în vizită în România și chiar am simțit că aici e casa mea. Am mutat într-un sat lângă Arad, în Siria. Viața de țară, animale, grădini și am lucrat cu oameni săraci acolo, cam 10 ani. Acolo a început. Am un tată foarte interesant, inventor, face de toate, a avut garaj acasă de când eram mic și cu tatăl meu faceam lucruri împreună. Și cred că tot timpul a fost în inima mea să creez lucruri. Aici cu lemnul a început când am mutat în Timișoara, nu am avut un pat. Și atunci m-am gândit de cât să merg să cumpăr, una fac eu un pat. Scaunul ăsta pe care stau acum e chiar de acolo, de momentul aia când am ajuns să fac mobilier din casă. Și de acolo am început să lucrez cu oamenii să facem mobile împreună. Kenosis chiar a început într-o zi când mergeam prin munți și era o grămadă de lemne de foc, o bucată mai mare, care era prea frumos să fie aruncat. Și am oprit, am întrebat, am primit pe gratis, că nu avea nicio valoare, era numai de ars. Am prins o viziune peste bucata asta. Am început să investesc, am trebuit să șlefez, să dau scorcea jos, să taie mai drept, dar totuși a rămas forma asta naturală frumoasă. Am pus o pereche de picioare pe el și a ajuns să fie de la lemne de foc, a ajuns să fie acum o masă pentru noi care era cumva centru în casa noastră. Asta e cumva poveștia și la oameni, să vezi, să ridici, să investesc, să pune împreună cu alalalți, ca împreună ajungem atunci să fim ceva nou, o comunitate, da. Firma este o asociație. Am căutat o zonă de rom. Cred că de multe ori acolo există atâta frumusețe. Chiar am viziune pentru asta și de acolo am mers să caut oameni. Am găsit niște suflete extraordinare, niște oameni extraordinari cu potențial extraordinar și a fost o mare plăcere să găsesc o viziune pentru ei, să cunosc pe ei, să încep să investesc în ei și acum să văd frumusețea când ei suntem împreună, ca ajungem la un business care nu e neapărat pentru business-ul, dar business-ul e pentru oamenii. Chiar încercăm să ținem cumva o familie. To build a home is all what Kenosis is about. Ideea este ca noi să creăm un loc care e făcut pentru oameni. Avem și pe lângă asta o școală mică pentru copii, care merge după orele de școală, vine la noi să fac temele, să fie creativ, să încep deja acolo. E fain când oamenii mă întreabă, dar cum vrei tu să arată business-ul tău în 10 ani? Nu știu, depinde de oamenii care vin aici. Știi, depinde de ce place ei să facă. Nu e neapărat eu care zic ei ce să fac, e eu care vreau să ascult inima lor și după asta să conduc business-ul ăsta, spațiul ăsta, după nevoile lor, ca ei să dezvolte mai departe. M-am căsătorit cu o româncă, cel mai bună alegere în viața mea. Ea era din Timișoara. Și am venit aici, chiar merg prin oraș și zic, asta e orașul meu. Chiar mă bucur că aici e locul meu și mă simt foarte acasă aici. E un oraș extraordinar de frumos. Am început acum 14 ani să lucrez cu oameni săraci. Am văzut că de multe ori când nu mai dai o chestie, nu prea schimba nimic. Invers, am început să zic, hai să avem grijă de ceva împreună și cu cât mai mult ai grijă, cu cât mai mult dau. Ai grijă de o găină, atunci mai dau o găină. Dacă nu ai grijă, am părerea, nu mai primești nimic. Ca antreprenor, tu ai un vis în capul tău care vrei să creezi și tu lupți împotriva de toate ca să ajungi acolo. Ca tu crezi, eu am început într-o hală mică unde nu era nici curent. După asta tot ne-am mutat și în momentul ăsta, când eu nu mai trebuie să fie în hala asta, dar oamenii a prins drag și suflet de apreciere de lemnul, cum a fost transferat, asta e un moment foarte tare. Kenosis înseamnă ca un om mare, nu neapărat mare, dar oricum are poate niște privilegii mai mari. El se dezbracă de privilegiile aia ca o sămânță care ajunge să crească într-un alt om, știi? Ca el să vină mai mare decât mine. Asta zic eu că e cel mai frumos lucru. De ce pot să fac asta? Trebuie să zic că altcineva a făcut asta pentru mine. Express what you have in you. După asta urmăresc din mulțumirea și frumusețea și bucuria care există în tine, tu conduci business-ul tău, care atunci cred că și business-ul se dă bucurie înapoi, nu numai un ban sau un faimă sau ceva. You express your heart through your business. Eu cred că e unul dintre cele mai importante lucrurile pentru România și pentru lumea în zilele astea, ca să avem business-uri care nu e egoistice, care vrea să mănâncă sufletele. Ei vor să îmbogățești sufletele și oamenii.
sunt super mândru de oamenii mei. Noi să fim cum suntem noi, alții să fie cum sunt ei. Magia începe când noi cumva învățăm cum să relaționăm una cu altul. Numai atunci putem să fim cumva unul, dar foarte diferit. Bună, sunt Andreas, sunt aici de la Kinosis. Dacă vrei să fii și mai aproape de noi, să vezi ce se întâmplă la povestea noastră, atunci poți intra pe Instagram, Kinosis Design, sau pe www.kinosis.ro.